Dacă s-au majorat salariile și suficient încât să poată să-i mulțumească pe angajați și să-și facă bine treaba, este ok. Dacă nu mai așa de într-o proporție foarte mică să nu poți, că ați văzut cum sunt prețurile și ce salarii avem noi, atunci nu este ok. E vorba de o majorare de 10% din salariul de bază de debutant în ambele domenii. E foarte puțin. E foarte, foarte puțin. Trebuie să facem comparație că noi ne aliniem la Uniunea Europeană numai la prețuri, dar la salarii nu. Deci este foarte, foarte, foarte puțin. Poate, cine știe, lucrurile vor merge mai bine. O fi mai mare interes, mai probabil asta. Foarte puțin efectul, pentru că salariile sunt foarte mici și efortul e foarte mare. Dacă le bărești, efectul, mic. Da, e bine, dar e un prim pas. De mic exemplu, pas. În sănătate? Și în sănătate tot respectul pentru domnii care lucrează acolo, dar banii aceștia sunt foarte puțini oricum. Odată cu creșterea salariilor, vă dați seama că o să fie o îmbunătățire a modului de viață și implicit creșterii produselor, vânzării, cumpărării produselor. Cum credeți că se va reflecta în activitatea personalului medical, respectiv a profesorilor? Ce a fost până acum va fi și la punctul, la fel. De ce credeți asta? Totdeauna vor mai mult, mai mult, mai mult. Indiferent că sunt profesori, doctor, parlamentar și tot. La fel. Le mărim salariul la profesori și la doctori. Da, începem cu tăiem. Dar în două tranși. De ce în două tranși? De ce, domnule, vreau să spun așa? Că îi dai 10% și tu ai, faci 300, scumpești cu 3, adică îți mărești cu 300% și tu ai de unde să dai și o trebuie cu tranși. Și mai ieși din urmă pe un an de zile cu retroactiv din urmă. Cum vine asta? E cam puțin, totuși, pentru cadrele medicale active. Dacă nu sunt salarizați profesorii, nu sunt nici interesați să predea cum trebuie elevilor. Mărirea salariilor întotdeauna este binevenită pentru orice categorie socială. Numai că a început să se facă prea multă discriminare între categorii sociale. Cum șpagul o să se dea în continuare în sănătate? Cel puțin în sănătate, în învățământ, nu știm deocamdată că e mic, dar în sănătate șpaga e la putere. Dacă nu o ai, deja... Așa că salarii poate să le facă și 100 de milioane tot degeaba. Înseamnă că, într-adevăr, poate va mulțumi așa cât de cât salariile pe care le au profesorii. Plus doctorii care și ei așa, au rămas cam în urmă. Trebuie schimbat mai mult decât salariul, din punctul meu de vedere. Adică, cred că trebuie schimbată toată legislația, toată programa în școlii. Multe sunt de schimbat, dar e un pas înainte, na. Numai în învățământ și în noi ăștia la alții de jos, care am lucrat în industrie ușoare, croitorie, mă rog, am 5 milioane. Ce trebuia de mai mulți ani făcute, nu tocmai acum. Dar e foarte bine și acum că s-au gândit domnii parlamentari. Guvernul a dat o ordonanță. Guvernul. Foarte frumos și foarte bine.